Nu este pentru prima dată când etnicii primesc astfel de ajutoare. Primăria i-a mai îmbrăcat și cu alte ocazii după ce a fost desființată o unitate militară din Ploiești, ocazie cu care au reușit să ia din depozit de la lenjerie intimă până la curele și ranițe. Pentru a-i ajuta pe romii de la Gura Prahova și românii în general care sunt fără posibilități de a mai duce o viață mai decentă, am mai fost cu domnul administrator, cu Polexe, la un depozit, la o unitate militară care spunea că o dezafectează. Am luat vestuțe, am luat pantaloni, am luat curele, am luat răniți pentru a le da să... Dar văd că trebuie, nu trebuie merg în ce mai prost la ei, nu știu ce se întâmplă. Probabil că și lipsa de ocupație, probabil că și știu eu, și serviciile. E prima evoluție, e foarte, îi mulțumim că e prima evoluție. În stilul caracteristic, etnicii au luat cu asalt imobilul în care au fost depozitate ajutoarele, cerându-și fiecare parte, sarcina împărțirii hainelor revenind reprezentanților romilor.